Bună ziua, doamna Teodora Ionașcu, avocată în cadrul Baroului București, este invitată a interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Noul regulament al Uniunii Europene privind protecția datelor va intra în vigoare începând de astăzi, 25 mai. Ce impact va avea acest nou regulament? O să încep cu o scurtă observație, așa să avocații riguroși. Regulamentul este în vigoare de 2 ani. Am avut un termen de aplicare 2 ani, iar de mâine își va produce efect. Din 25 mai își va produce efectele. Impactul o să fie pe termen foarte lung, deci nu putem spune la acest moment care va fi impactul, însă el ne va afecta pe toți, atât persoane fizice cât și persoane juridice. Nimeni nu trece și nu scapă de regulament. Dar nu putem cuantifica la acest moment care va fi cu adevărat impactul, însă el va fi foarte puternic. Asta e cu certitudine. Care vor fi principalele modificări pe care le va aduce acest nou regulament? Pentru că presupun că va avea... Evident, evident. Sunt multe, multe modificări pe care el le aduce, însă o să vorbesc doar despre două dintre ele care mie mi se par cele mai importante. E vorba de principii. Deci, în capitolul 2, el vorbește despre principii. Pleacă de la niște principii. Iar companiile, operatorii de date cu caracter personal, vor trebui să le aplice și să le respecte, mai ales ca să evite sancțiunile. Cel mai important principiu, în opinia mea și nu doar a mea, este legat de responsabilitatea operatorilor. Ei vor trebui să prelucreze aceste date cu acordul expres luat din partea persoanelor fizice și apar și anumite drepturi pe care persoanele fizice le au. Acesta ar fi cumva al doilea aspect cu privire la principalele modificări. Sunt două. Odată principiile legate de principii și drepturi. Sunt noi drepturi pe care persoanele fizice le au, persoanele vizate de regulament. Pentru că regulamentul se aplică și vine să protejeze persoanele fizice. Asta să fie foarte, foarte clar. Deci doar pentru persoane fizice. Protejează persoanele fizice și interesele acestora, da? Să revin un pic la principii, că sunt câteva noi principii. Pe lângă acesta al responsabilității este principiul transparenței. Din nou, operatorii de date cu caracter personal și împuterniciții acestora vor trebui să prelucreze datele în mod transparent, adică persoana fizică, ale cărei date sunt colectate și prelucrate, trebuie să știe exact ce se întâmplă cu datele, cu datele ei. Nu se mai pot folosi datele, de exemplu, un lucru care va supăra destul de multe companii e legat de profilare. Adică nu mai putem să identificăm anumite, să spunem, preferințe ale unei persoane fizice pentru că a intrat pe un site, a văzut ceva și apoi să facem un profil al lui și să-l bombardăm pe alte site-uri cu respectiva informație sau cu respectivul produs la care el s-a uitat la un anumit moment. Și pe plan politic o să fie un impact din acest punct de vedere, pentru că e de notorietate faptul că au fost alegeri sau nu, au fost rezultate ale unor campanii din care care au fost încerc să caut un termen mai prietenos, care au fost, rezultatul a fost produs ca urmare a acestei profilări pentru că au fost identificate persoanele fizice din spatele calculatorilor și li s-au indus anumite lucruri sau li s-au transmis anumite știri în funcție de un profil pe care l-au identificat și au fost influențați. Poate la început aveau o poziție sau nu aveau nicio poziție, nu știau ce să aleagă, de exemplu, și ca urmare a anumitor lucruri pe care le-au văzut sau site-uri pe care au intrat, s-a făcut o profilare, s-a văzut cam care ar fi punctele lor sensibile, să spunem, și ei au fost influențați. Practic este, până la urmă, aproape o manipulare, am putea spune, a persoanelor fizice. Acest lucru e total în contradicție cu regulamentul. Asta este transparență, principiul transparenței. Deci, persoanele fizice trebuie să știe exact unde se duc datele lor și ce se întâmplă cu ele. Că nimănui nu-i place să fie manipulat. Nu vom ști, dar măcar vom fi mai protejați de acest regulament, că ăsta e sensul până la urmă. Apoi, alte principii, dacă mai pot să spun două vorbe aici, că sunt foarte importante, iar ele ne vor ajuta foarte mult, sau întotdeauna principiile de fapt ne vor ajuta pentru identificarea sancțiunii. Dacă ni se întâmplă să ni se
spune sau autoritatea vine și spune că am încălcat regulamentul, trebuie să ne ducem la principii ca să vedem exact acțiunile noastre sau ce am făcut noi cu datele, prelucrarea pe care am făcut-o cu datele, se încadrează în principii, am respectat principiile sau nu. Deci totul în mare se reduce la aceste principii. Dacă noi le respectăm și demonstrăm autorității că le-am respectat, practic suntem conform cu regulamentul. Apoi de drepturi, drepturile persoanelor fizice, să vă spun modificările de aici, că drepturi aveam și înainte, adică nu s-au inventat drepturile acum. Dar cum sunt protejate datele concrete? Persoanele fizice au noi drepturi, iar cel mai cunoscut și despre care s-a tot vorbit acum este dreptul de a fi uitat. Sună și într-un anumit fel, probabil mi-a dorit să fim uitați, să fim memorabili, dar acest drept de a fi uitat, ce înseamnă el? Într-un limbaj foarte netehnic, ca să spun așa, înseamnă că tu, ca persoană fizică, soliciți unei persoane juridice sau unei instituții în care datele tale au fost, știi sigur, cu certitudine, că compania respectivă deține datele tale cu caracter personal și tu îi solicit să fii șters de acolo. Iar ulterior, în momentul în care a primit această solicitare din partea ta, persoana juridică, operatorul de date, este obligat să te șteargă și să-ți și facă dovada că tu nu mai ești baza lor de date. Mai mult decât atât, va fi obligată persoana juridică, dacă a folosit datele tale către terți, le-a trimis în altă parte, să te șteargă deci de pe tot fluxul respectiv. Lucru care va fi tehnic destul de complicat. Nu știu, nu mă întrebați asta. Ce se întâmplă dacă, de exemplu, nu se respectă. Da, nu se respectă. Ești... vei fi sancționat, aproape sigur vei fi sancționat, pentru că, na, suntem oameni și poate avem incertitudini și vom solicita autoritatea, e dreptul nostru, să-i spună autorității, te rog frumos, verifică că mi s-au șters datele de la compania X unde eu le-am cerut. Probabil ați văzut că acum se solicită și o discuție cu privire la datele persoanelor care au luat credite, de exemplu. Și ei vor să fie șterși din acea bază de date. Vom vedea dacă vor fi sau nu șterși, dar drepturile deci trebuie respectate, iar autoritatea va avea și are atribuțiile necesare să verifice. Și în momentul în care îi se va face o solicitare de către o persoană fizică, ea chiar trebuie să ia măsuri și să vină să facă un control, să vadă că drepturile tale au fost respectate. Cum vor fi afectate companiile după acest nou regulament? Vor fi afectate foarte puternic, ca să spun așa, dar nu trebuie să se sperie nimeni. E o chestie de disciplină până la urmă, în opinia mea, și practic se va schimba întreaga arhitectură în cadrul companiei, de la portar până la CEO, ei trebuie să cunoască regulamentul, pentru că degeaba știu cei din persoanele care conduc o companie știu regulamentul dacă tu în momentul în care te duci și intri în clădirea respectivă dai buletinul, că ți se cere buletinul. Practic tu ai încălcat regulamentul dacă nu ai un scop bine determinat pentru care tu faci acest lucru. Odată, ce va fi foarte greu de făcut, dar asta este pe termen lung, nimeni nu o să fie pe 25 mai sau aproape nimeni, hai să nu fiu răutăcioasă, conform cu regulamentul. Deci e vorba de o disciplină care se va face ușor, ușor, dar cu toții vom fi avantajați, adică o să ne fie benefic, așa trebuie să o privim, pentru că vom avea politici și vom ști foarte clar politici de securitate a datelor, politici de, care spunem clar fluxul datelor. De când a intrat data cu caracter personal în companie până a fost ștearsă. Plus că nu trebuie să le mai ținem. Sunt foarte multe companii care dețin baze de date. Deci operatori, ca să nu spun doar companii, că pot fi și altfel de instituții, care dețin baze de date fără niciun scop. Deci automat ele trebuie șterse. În următoarea perioadă, probabil cel mai mult, se va folosi ștergerea. Ce trebuie să aibă în vedere instituțiile publice referitor la aceste date personale? Regulamentul li se aplică și lor, asta este foarte sigur. Au obligativitatea de a-și lua un responsabil cu protecția datelor și presupun că fiecare instituție publică deja este, a avut totuși o perioadă de 2 ani înainte să se conformeze și este conformă cu GDPR-ul. Ei, instituțiile publice au anumite, să spun, avantaje sau sunt un pic
scoase din, din toate obligațiile pe care le au persoanele juridice, pentru că dacă prelucrează datele într-un scop legitim, să spunem, sau pentru că așa le prevede regulamentul sau legea lor, motivul pentru care o fac, dacă este legitim, atunci nu li se aplică regulamentul. Nu știu dacă ați văzut proiectul de lege, a apărut săptămâna trecută și a fost deja votat în Parlament și ele sunt avantajate, asta e cel mai important aspect în opinia mea, pentru că au alte sancțiuni, mult mai mici decât persoanele juridice, însă le permite regulamentul acest lucru. Dar nu trebuie să o privească, asta e părerea mea personală, adică să spună eu am o sancțiune mică și plimb datele cum vreau eu prin instituție, că oricum nu mi se întâmplă mare lucru. Exclus așa ceva. Deci ar trebui să fie primele și să dea un exemplu către privați că folosesc și aplică regulamentul și folosesc datele exact în scopul pentru care le-au fost luate. Că tot am ajuns la sancțiuni. Care sunt concret sancțiunile? Deci, începând de la 25 mai, se schimbă tabla de joc, să spun așa. Ce sancțiuni vor fi impuse? Cred că motivul pentru care regulamentul este atât de, de cunoscut acum și toată lumea este foarte interesată de el este legat strict de sancțiuni. Probabil dacă avem o sancțiune de 100 de euro, nu mai purtam discuția asta acum și fiecare făcea altceva. Dar sancțiunile sunt foarte mari. Odată, trebuie să știți că sunt două tipuri de sancțiuni. Ele pot fi, în primă fază, sancțiuni, să spunem, în sensul îndrumărilor pe care le primești de la autoritate. Deci nu ajungem la bani în primă fază. De exemplu, autoritatea poate veni să-ți solicite să ștergi datele sau să-ți restricționeze anumite activități. Iar ulterior va fi amenda, amenda care este administrativă la acest moment și ea este din nou pe două paliere, odată până la 2% din cifra de afaceri la nivel mondial. Asta e de reținut și din acest motiv e de mare interes, pentru că e cifra de afaceri la nivel mondial. Și apoi până la 10 milioane de euro. Pentru că sunt companii foarte mari și pentru care poate 10 milioane de euro nu înseamnă foarte mult, tocmai acesta a fost motivul pentru care s-a decis și aplicarea unui procent. Apoi, pentru sancțiuni, încălcări ale regulamentului și încălcări ale principiilor de care vă vorbeam, sancțiunile sunt mai mari, respectiv până la 4% din cifra de afaceri sau 20 de milioane de euro. De asta este atât de drastic acest regulament. S-a stabilit, chiar ieri a apărut proiectul de lege și cu privire la autoritate și cum va proceda ea. Deci o amendă de până la 300.000 de euro va putea fi dată chiar de inspectorul care vine și face controlul. Peste 300.000 de euro este nevoie de aprobarea, sau mă rog, amenda va fi dată de către directorul autorității cu aprobarea lui. Dar până în 300.000 de euro, na, se poate întâmpla oricui. Cât de greu credeți că le va fi românilor să se alinieze, să spun așa, acestor noi standarde? O să ne fie greu pentru că noi... E pregătit românul să... Nu, trebuie să fiu sinceră, să nu are sens să o ambalez altfel, nu e pregătit, iar noi prin natura noastră, așa, vrem să știm și ce se întâmplă în curtea vecinului. Asta e. N-avem așa o... Nu sună foarte bine ceea ce o să spun, dar nu suntem foarte discreți cu datele personale a celorlalți și într-adevăr ne place să știm ce fac și ceilalți. Din acest moment, din 25 mai, va trebui chiar să fim mai discreți și să înțelegem că fiecare are dreptul la o viață privată și datele lui chiar sunt datele lui personale. Și practic nu vor mai putea ele să se plimbe peste tot prin companie sau să vindem baze de date sau sper să nu mai ajungem să primim tot felul de oferte nesolicitate sau tot felul de telefoane să ne vândă cineva ceva fără acordul nostru. Deci o să fie greu la început, dar e o chestie de disciplină și sper că în câțiva ani chiar să devenim și noi mai discreți și mai atenți cu datele celorlalți. Ce trebuie să rețină utilizatorii de rețele sociale, nu numai Facebook, mă refer aici la Instagram și din acest nou regulament? Câtă libertate o să mai avem în spațiu virtual? O să avem în continuare libertate, dar doar cu privire la datele pe care le avem noi, datele care țin de noi, pentru că postăm ce vrem, până la urmă nu ne poate îngrădi nimeni acest lucru.
dacă ar fi să-mi dau cu o părere personală, ar trebui totul să fim un pic atenți și ce date postăm. Să nu mai spunem toată ziua unde suntem, ce facem, cu cine. Dar astea sunt datele noastre personale, deci ele au caracter domestic, așa spune și regulamentul, și putem să facem ce vrem cu ele. Suntem liberi, practic. Însă trebuie să fim atenți și să știm, ca persoane fizice, că putem deveni operatori. Iar atunci, practic, ni se aplică regulamentul și putem primi sancțiuni, ceea ce nu e foarte drăguț. O să vă dau, de exemplu, un lucru care se întâmplă destul de des. Poate mergem într-un restaurant sau într-o benzinărie și vedem, punem o poză, spunem unde suntem și apare în spatele nostru o informație sau un tabel cu date în care se regăsesc informații despre alte persoane. Deci date care ajută la identificarea unei persoane. Deci ele sunt date cu caracter personal. În momentul în care noi am făcut această postare pe Facebook, am devenit operatori. Deci nu mai sunt datele noastre, sunt datele altora și noi nu avem consimțământul pentru a face această prelucrare. Și atunci, da, vom putea lua o amendă. Deci înainte de a mai face o postare, trebuie să ne gândim. E doar despre noi? E legat strict de viața noastră privată sau îi implică pe alții și nu avem consimțământul lor? Ce se întâmplă dacă, de exemplu, folosim date personale ale altui utilizator de Facebook pentru crearea unui cont, să spun? Adică să-i furăm identitatea? Adică, exact. Păi asta deja nu are legătură cu regulamentul, asta deja este o infracțiune și are un caracter penal. Lucruri pe care le aveam și înainte și le avem în continuare în legislație și sunt foarte grave. Sper să nu se întâmple lucruri de genul acesta. Vorbim doar de postări și de ce este public. Așa se întâmplă, din păcate, foarte multe lucruri cu datele cu caracter personal și tocmai de asta era necesar acest regulament. Adică nu trebuie să ne speriem, ci să-l vedem ca pe un lucru benefic. Asta e părerea mea, că e un lucru bun și e un rău necesar până la urmă, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri cu datele noastre. Noi nu le vedem, asta e problema, că nu sunt palpabile. Ele sunt în cloud, mare parte dintre ele acum în orișori și toate sau mare parte dintre ele sunt folosite sau pentru a manipula și a avea un avantaj dintr-un anumit punct de vedere sau pentru a fura efectiv diverse sume de bani, pentru că dacă trimiți un e-mail cuiva în companie și i-ai dat și un telefon și i-ai spus trimite niște bani în contul respectiv sau primești, ți se pare ție că ar fi de la un colaborator de-al tău și e-mailul pare ok și tu ai primit și ai virat niște bani că ți s-a spus mi-am schimbat contul și trimite suma de bani acolo, chiar tu nu ești instruit ca și angajat și nu știi ce să faci și cum să procedezi, practic ai pierdut niște bani și nu, în principiu nu mai prea poți recupera, că nu știi unde au ajuns. De asta e foarte important să cunoaștem prevederile și să le aplicăm, nu doar să le cunoaștem. Dacă până acum datele referitoare la notele obținute de către absolvenții de gimnaziu și de liceu erau publicate pe site-ul edu.ro, întrebarea este dacă și de acum încolo vom mai putea accesa aceste date cu caracter personal pe site-ul Ministerului Educației. Da, asta e o întrebare capcană, că se apropie bacalaureatul și vor să știe elevii dacă mai văd părinții sau nu notele. Exact. Am înțeles. O să încep cu depinde, că așa răspund avocații. Deci depinde de scopul prelucrării. Dacă în legea educației ei au, nu știu, anumite prevederi în care precizează foarte clar de ce fac acest lucru, e posibil ca ele să apară în continuare. Dacă e să o luăm strict pe regulament și ne uităm la momentul în care putem să prelucrăm aceste date, la modul în care putem să prelucrăm, respectiv să cerem consimțământul, e clar că nu avem cum să le mai cerem vreodată, sau noi putem să-l cerem, dar nu-l vom mai primi niciodată consimțământul elevilor cu privire la acest lucru, poate doar cei care au 10, dar bănesc că ei sunt puțini ca să fie scoși în față și să-i laude părinții. Dar dacă noi folosim datele fără să avem consimțământul, ăsta e un lucru chiar foarte grav și se încadrează la sancțiunea aceea mare de care vă spuneam, până în 20 de milioane de euro. Nu mai putem să spunem că am luat consimțământul fără să facem dovada, iar dacă am luat consimțământul într-un mod un pic incert, adică persoana fizică nu știe exact pentru ce și la dată, adică dacă eu îi spun legat de întrebarea noastră, ești de acord
nu știu, să apară numele tău pe site ca să știm ce sală vei fi repartizat, ok, poți să spui da, sunt de acord, iar apoi tu să vezi că numele și prenumele tău este pus împreună cu nota pe care ai luat-o. Adică sunt două scopuri diferite și consimțământul trebuie luat pentru un scop foarte clar. Omul trebuie să înțeleagă exact pentru ce l-a dat și trebuie formulat într-un limbaj foarte popular, ca să spun așa. Deci nu putem, el nu va mai fi în consimțământ. Dacă tu ai pus o întrebare într-un mod în care el nu înțelege și a zis da doar așa că, nu știu, vrea să ajungă mai departe, să dea click, 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 nu e un consimțământ valabil și el practic a încălcat principiul. Practic fiecare absolvent urmează să fie întrebat, nu știu, să primească o întrebare? Nu cred, sincer nu cred. Vom vedea ce decide Ministerul Educației, pentru că trebuie să vedem care e motivul pentru care se face acest lucru. Dar sunt date cu caracter personal. Da, date cu caracter personal înseamnă oricare două date care duc la identificarea unei persoane. Deci nu nume, prenume. Poți să spui, nu știu, e blondă, tunsă pe Bob sau și are ochii albaștri și nu știu unde are birou, deja știi că e vorba despre mine. Fără să dai nume, fără să spui nimic, fără să spui că sunt avocat. Deci sunt date cu caracter personal doar pentru că sunt nume, prenume. Dacă e suficient să spui elevul din liceu, nu știu care, în clasă A, B sau C, de acolo și să dai câteva indicii, dacă ele te duc la identificarea unei persoane, da, sunt date cu caracter personal. Cu atât mai mult cu cât sunt minori. Deci sunt date cu caracter sensibil, mai importante decât cele ale majorilor. Și atunci ar trebui să te-a pus între părintele. Ești de acord ca datele fiului tău, vorbim de capacitate, de exemplu, dacă mai e examen de capacitate sau nu mai știu cum se numește acum, nu cred că o să-și dea părinții acordul sau n-ar fi normal să-și dea, pentru că sunt datele copiilor lor. Mă gândesc că același lucru ar fi posibil și la repartizarea în facultăți, nu? E cam... Da, dacă vorbim, deci dacă scopul pentru care au fost luat este legitim și e de interes pentru toată lumea la repartizare, în momentul în care e repartizarea sărilor, despre asta vorbesc. Corect, da. Să se ducă, să știe în ce sale sunt, că nu poți să le spui, vii la facultate și cauți tu pe acolo, vezi tu unde te găsești. Adică e eficient, în acest caz e eficient și util pentru ei să știe dinainte, ca să fie pregătiți, dar nu să pui acolo notele ca să vadă toată lumea. Și ați văzut, se fac tot felul de statistici pe fiecare județ, cât a fost, cât de mulți au luat sau nu au luat. Dacă spui doar ca și procent, dar fără să le pui nume prenume, da, e în regulă, că nu te duce la identificarea persoanei. Deci nu ai încălcat regulamentul. Doamna Ionașcu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag și mulțumesc de invitație. Și noi vă mulțumim.